Ne-am întors, 2020, o nouă perspectivă. Tiberiu Cazacioc, editor, observator gastronomic și activist al mișcării Slow Food în România. Vorbeam înainte de pauză de conservare, că na, alimentele nu sunt produse în același ritm și în aceeași cantitate tot anul. Dar de aici a apărut nevoia de conservare. Dar eu înțeleg, nu o să găsesc în mod normal roșii în luna martie, roșii proaspete, da? Românești, că n-au. Da. Dar dacă mă duc la un punct gastronomic local din Delta, pot să mănânc o ciorbă de pește oricând, dar găsesc punctele gastronomice locale. Știți ideea, o cunoașteți, vă e familiară. Da. Am lăudat-o și noi și uite, n-am ajuns până acolo să văd dacă funcționează. Au fost create foarte multe așteptări de pe urma acestei abordări legate de punctele gastronomice. Simțeam mirosul deja ciorbei, credeți-mă. Gastronomice locale. Sigur că un astfel de model, un punct de gastronomie locală, noi, și mă refer la Asociația Ivan Pațache Mila 23, l-am văzut ca pe un răspuns al autorității, al societății, față de nevoia de a păstra gastronomia locală, patrimoniu, resurse locale, sezonalitate și de a oferi un instrument cu valoare adăugată în mediul rural. Toți ne-am confruntat, sau o parte dintre noi ne-am confruntat și am și sesizat că mergem undeva la țară și în momentul în care avem acces la micul dejun, masa de prânz și începem să investigăm, dar de unde sunt elementele alea care constituie micul dejun și masa, o să constatăm că o să surpriză că multe sunt luate de la ceea ce pe vremea se numea alimentarea, adică din retail, din industria de alimente procesate. Iertați-mă, fac eu o scurtă pauză să le spun oamenilor să nu mai cumpere zmeură și mure de pe marginea DN1 a drumului național, pentru că acelea nu sunt fructe de pădure, sunt toate de cultură. Sunt identice, da, ca dimensiuni, n-au gust și am surprins o discuție în care îi se spunea femeii care vindea că s-au terminat murele și să ducă până la un supermarket Angro din Brașov să mai ia fructe de pădure, da? Deci, ce spunea și dumneavoastră, putem să fim păcăliți. Deci, asta este o bună paranteză foarte scurtă, trebuie într-adevăr, sau, hai să nu spunem trebuie, că nu suntem într-o dictatură, dar cei care au oarecare conștiință legată de ce se mănâncă, cum se mănâncă, cine și ce produce, și se întâmplă chestia asta, soția mea la piață creează această legătură, discută cu producătorul, cu vânzătorul și alege numai de la cine are o marfă gustoasă, știe că e de la țară. Și dacă îi devine simpatic, are garanția calității. Da. Deci noi ne-am creat o relație și fiecare dintre noi și-a creat un mecanism personal de a selecta din piață. Sigur că piața e plină de tot felul de oameni care stau la o tarabă cu un certificat. Românii și-au creat acest mecanism. Unii iau absolut de urând. Eu caut o roșie cu gust, caut o tomată de la cineva care știu că e țăran, să-l văd că a muncit, să-i văd negru sub unghie, da, asta este. Da, să nu mai cumpără de marginea drumului, pentru că, de fapt, noi încurajăm competiția neloială. Pentru că cine și face evaziunea fiscală. Și evaziunea fiscală, adică tot acest... Noi suntem de 30 de ani în modelul ăsta și de mai mulți ani am spus că e cazul să nu mai acceptăm modelul ăsta. Adică pentru voturi, pentru nu știu pentru ce, dar România nu progresează dacă cumpărăm cașcaval afumat de pe marginea drumului, fără bon, mure aiurea de nu știu unde. Și fără garanția calității. Da. Haideți să fim exact. Serioși. Este și calitatea, pentru că cine lucrează la lumină, pe de-o parte, poți într-adevăr să militezi pentru păstrarea unui patrimoniu, pentru anumite rețete, dar pe de altă parte să-i premiezi ca societate pe cei care în mod onest vin în fața ta cu un produs de calitate. Spuneți-mi, domnule Cazacioc, brânza de burduf, de exemplu, aș putea să o consider tradițional românească? Nu înregistrată, dar cât de cât așa, e tradiție de-a noastră, nu? Nu, numai da. Cred că felul de preparat, cred că mai există în câteva culturi alimentare din jurul nostru. Bun, dar putem până acum n-a registrat-o nimeni. Nu, asta spun. Da, putem să o considerăm că ce garanția mea că ceea ce cumpăr de pe marginea drumului și stă de o săptămână în soare e un produs original, chiar dacă nu e înregistrat, care are aceleași calități organoleptice pe care ar trebui să le aibă, există, că nu-mi dăunează? Există un cadru pe baza căruia Ministerul Agriculturii autorizează produse tradiționale românești, căutăm aceste produse, e o treabă suplimentară de certificare în ghilimele a calității, de validare a calității produsului.
să luăm de la producători și din locuri în care îi cunoaștem pe oameni și vedem că există un comerț deschis. E pe marginea drumului, n-au o ștampilă, n-au o etichetă, n-au un bon. Deci n-au nimic, n-ai nicio certitudine. După aia, dacă te doare burta sau ți se întâmplă ceva, nu știi de la ce. Deci e de evitat acest lucru. Da, este de evitat. Trebuie să-i premiem pe cei care fac o treabă ca lumea. Dar să ne întoarcem la întrebare? Exact. Nu mai contează acum. Vorbeam de mici producători, de felul în care îi încurajăm, vorbeam de produse tradiționale, de punctele gastronomice. Așa, locale. Punctele gastronomice. Și punctele gastronomice au apărut ca o chestiune legată de cum anume să facem astfel încât un fermier, un țăran, un pescar obișnuit, cu capacitatea de cazare pe care o are, sau numai cu masa, să poată să dea de mâncare cu o dotare minimă. Le mai dă statul acum 5.000 de euro să-și amenajeze o cameră, de exemplu un Delta, da? Da, în Dobrogea. E o idee locală, foarte bună, da, pentru că n-ai bani de o pensiune, dar o cameră cu banii ăștia și foarte un grup sanitar poți. Foarte mulți se gândesc, adică ar trebui să schimbăm această perspectivă. Noi am lucrat la proiectul ăsta și la ideea lui de vreo 7 ani, încă din 2012, pentru că am pornit invers. Am pornit de la constatarea că se pierde specificul local prin gastronomie, ăsta trebuie să fie un magnet. Adică Cătălin Lența, Tiberiu Cazaceu, cei care ne privesc, să meargă într-o zonă anume, pentru că numai acolo se găsește o palincă din nu știu ce meri care sunt numai acolo. Numai acolo e o mâncare anume. Sau brânza aceea din Dobrogea. Știți dumneavoastră cum se numește, eu mereu un curc. E o telemea, o brânză care se face undeva în Delta Dunării. Padina, nu mi-am amintesc. Telemea de CV făcută la Padina, da. Da. Deci, punctul de gastronomie local trebuie să fie, practic, un loc în care poți să mănânci mâncarea locului. Adică o fărâmă de adevăr, minime. Da, local. Asta e. Da, și să fie local. Adică nu este o soluție în care cineva care are deja acreditare cu 3 stele, cu 3 margarete, să investească mai puțin într-o bucătărie. Nu, să fie un țăran la care poți să mănânci onest și să scoți la suprafață și partea economică. Se poate declara pe norma de venit pe forfetar pentru că cazează în propria gospodărie, să găsim un cadru mult mai clar pentru punctele de gastronomie locală. Ele au ca scop să păstreze patrimoniul culinar, nu să ofer mai puține. Trebuie să fie sigure din punct de vedere sanitar, veterinar. Nu trebuie să moară lumea acolo, trebuie să fie asigurată securitatea alimentară, dar ele n-au ca scop să scoți mai puțin bani din buzunar, ci să permiți celor care păstrează patrimoniul culinar să gătească cu resursele lor. Găină, porc, ouă. Sigur că aici ne ducem în direcția că știm noi cei la țară. Păi da, hai să avem o viziune. Nu vorbim despre ziua de astăzi. Vorbim ca în 5 ani de zile să avem, nu știu, un număr de puncte de gastronomie locală care, în mod onest și corect, să folosească ingrediente locale, brânza țăranului respectiv, ouăle lui într-un mod legitim. Că stai și te gândești, există legislație europeană, regulamentul pe securitatea alimentară, că nu e pe domeniul lui Hogan, pe agricultor, e pe domeniul lui Andriukaitis, că mi se pare că el e pe consumator. Vitenis Andriukaitis, așa, da. Așa, și care dă încă de acum foarte mulți ani acea portiță de ceea ce se numește flexibilitate. În România doar Ordinul 111, acum 11 ani, a creat această flexibilitate și restul a rămas așa ca o nebuloasă în care lumea oricum dă de mâncare la țară, dar nimic nu este sigur. Deci trebuie să ne asumăm curajul politic, decidenții, politicienii care vor veni în perioada următoare să guverneze și să încercăm. Dar de 11 ani încoace nu putea cineva să-și asume această responsabilitate? Da, da. Că așa dumneavoastră spune să-și asume. Păi o să mai treacă nu. 11 să-și ani. Să-și asume în sensul că trebuie să deschizi o ușă și un cadru de discuție și lumea din spațiul public din România va veni. Că se întâmplă în momentul ăsta. Noi suntem ocupați cu politica agricolă comună, ceea ce spuneți dumneavoastră pare un subiect destul de sci-fi, nu? Nu, dar mic în comparație cu cadrul politicii generale europene. Este mic, dar nu suferim când în momente de asta de tensiune electorală noi ne plângem că ba, a venit străinii, ba, ne vând mâncare nu știu cum, dar în realitate noi nu facem nimic. Noi de fapt am lăsat un capitalism sălbatic pur și simplu să ne distrugă moștenirea culturală, patrimoniul culinar. Deci pur și simplu am lăsat ușile libere de 30 de ani oricine să facă absolut orice. Și cum luptă Tiberiu Cazaceu pentru păstrarea patrimoniului cultural? Păi, v-am chemat în emisiune pentru că sunteți editorul Observatorului Gastronomic. Nu militați, evident, pentru o globalizare furibundă, nu militați pentru un singur tip de salam pe plan mondial, exact. Nu-i așa? Da.
cum poate cineva cum ca poate dumneavoastră... un singur om? Nu sunteți singuri, bănuiesc că mai aveți prieteni, mai sunt organizații, da, pentru a păstra, hai să numim, tradiționalul culinar românesc. Eu am participat de-a lungul ultimilor, hai să zic, 11 ani la diverse lucruri care s-au întâmplat în România în legătură cu patrimoniul culinar, cu mâncarea locală și am ajuns să fac legătura între tot felul de lucruri. Adică în mintea mea și în biblioteca mea există această cunoaștere istorică a ceea ce s-a întâmplat, a perspectivei asupra ceea ce se poate face, ce nu se poate face. Mi-am exprimat puncte de vedere, cum este, de exemplu, ocazia pe care o am astăzi. Am scris. Sunt alții în mișcarea Slow Food care au făcut lucruri practice, cum sunt cei de la Slow Food Sibiu sau de la Slow Food Turda pe educație sau de la Slow Food Cluj, unde cineva este cadru didactic și este implicat și fac lucruri la universitate, la USAMV. Deci sunt grupuri în țară, mici, foarte mici, care fac niște lucruri legate de povestea asta. Și mișcarea Slow Food este oarecum ceva subversiv în ghilimele, ca să zic așa, pentru că dacă mă duc la oamenii care fac câte ceva, ei sunt membrii Slow Food. Grupul din București, de exemplu, este foarte mic, dar fiecare dintre ei este implicat într-un proiect antreprenorial. Haideți să le spunem oamenilor ce înseamnă mișcarea Slow Food. Nu mestecați încet, nu mâncați mâncare gătită doar la 30 de grade, nu? Da, nu. Este vorba despre o luptă pentru patrimoniul culinar. Pentru, de exemplu, hai să dau un exemplu în România. Să creștem gât gulaș de Transilvania ca să gătim gât gulaș de Transilvania. Să prețuim, găina aia roșcată. Da, să prețuim porcul de bazna, nu numai să dăm subvenție, ci să facem într-un fel, într-adevăr, să fie consumat, să vină pe lanț. Bine, acum subvențiile au fost prima fază în înmulțirea șeptelului din acest domeniu. Da, 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 e adevărat. Adică, dar problema este mult mai complexă. Și am dat un exemplu în mișcarea Slow Food. Slow Food militează pentru speciile locale să fie folosite, să fie păstrate, să fie consumate. Și atunci... rase și specii. Rase, specii... Dați-mi voie să pun o întrebare. Domnule Tiberiu Cazacioc, am asistat... Și militează, de exemplu, Slow Food pentru brânza din lapte nepasteurizat cu cheag natural. Perfect. Vreau să vă întreb așa, dacă tot avem atâtea intenții, inclusiv la nivel guvernamental, nu-i așa? Eu știu că există așa, tururi ale mănăstirilor din România, drumul vinului, da? Da, 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 da. Domnule, dar nu este un drum al mâncărurilor tradiționale? Să ducem oamenii, turiștii, da? Uite, putem să aducem și străini și români, să mănânce mici la Dedulește, sarmale la Râmnicu Vâlcea, niște brânză la Sibiu, să facem trasee culinare. Noi nu prea avem așa ceva. Sau avem, dar parțial, nu le știu eu. Parțial. Deci o parte din recuperarea asta de moștenire culinară s-a făcut prin produse. Deci produsul tradițional românesc, mă rog, rețeta consecrată... De asta îl găsesc oriunde, în orice magazin. Eu vreau să mă duc eu. Nu peste tot. Și atunci s-a născut. Sunt niște proiecte de câțiva... E un proiect de câțiva ani de zile care aduce oamenii în satele Săsești. Este proiectul My Transylvania. Este un proiect pe România Secretă, My Secret Romania, la fel. Se organizează grupuri care merg acolo. În Dobrogea s-a întâmplat chestia asta. Deci, fenomenul a luat amploare. La nivel de mișcare, de traseu gastronomic, dar și la nivel de bucătărie, de bistro, pentru că și aici avem o problemă, apropo de piața urbană, de legumele și fructe din retail, de materia primă, ar trebui să le găsim la bistro. Deci ar trebui ca să se creeze o legătură între mediul urban și țăranul care face roșia. Am văzut un film la Netflix, o surpriză care nu e o mare surpriză, pur și simplu era o scenă în filmul ăla în care un mare restaurator francez cu țâși pe stele Michelin, furnizorul de zarzavat venea la 5 dimineața și lăsa lada cu zarzavat. Și am întrebat și eu pe cineva, până în România, zarzavagiu, de ce nu vine el să împingă lada de zarzavat la bistro și la restaurant? De ce trebuie să umbli tu după el? O întrebare filozofică. De ce trebuie să umbli tu după furnizorul de
legume și fructe în loc ca să existe această conexiune și relație care să închidă un lanț. Marile restaurante cândva, domnule Cazaciuc, și știți acest lucru, aveau propriile linii de aprovizionare cu pui, da? Veneau crescători de pui, nu deștea industrial. Inclusiv în București erau câteva mari restaurante, dar vorbesc de perioada interbelică, care nu ofereau decât pui de la crescătorul pe care îl știa. Ăsta este un model. Adică cât trebuie să inventăm lanțul scurt? Că nu inventăm rata. Trebuie să refacem o legătură între, putem să exagerăm, între, nu știu, de exemplu, Novotel, șeful Bucșa, care are o anumită viziune despre bucătăria locală românească. Deci sunt oameni în restaurante, într-o anumită parte a societății românești, care au început de câțiva ani să încearcă să reconecteze. Trebuie să mergem și mai departe, să nu ne fie rușine și să încercăm să ne conectăm cu mediul rural. Sunt bucătari, șefi, cum le spuneți dumneavoastră, da? Care gătesc sezonier, de exemplu. Și în România, eu cunosc oameni care gătesc, domnule, e perioada vinetelor acum, că nu le iau pe alea din supermarket în ianuarie. Da. Și o perioadă cât sunt vinete, el gătește mâncăruri majoritar pe bază de vinete. Vine sezonul dovleceilor, se bazează pe dovlecei. E sezonul nu știu ce, în toamnă, da? Atunci face pe produsul respectiv. Deci nu găsește același produse tot anul. Dar e un risc. E un risc pentru că ai o clientelă... Riscul este când pe moneda americană, pe dolar, pe, nu știu pe ce, pe stema lor, pe sigilul lor, scrie e pluribus unum. Da? Puterea este în mai mulți. Sigur că dacă noi reducem modelul ăsta, un șef, un bistrou, unul care face pâine artizanală este singur, noi trebuie să ne gândim ca societate, nu, să ne gândim că să încurajăm cât mai mulți să gătească sezonier. Și când vor fi mai mulți, atunci consumatorul se schimbă. Dar dacă noi tot timpul îl înghesuim pe omul care gătește sezonier, râdem de el, adică îl considerăm o ciudățenie. Da, adică nu, trebuie să încurajăm, să lăudăm, pentru că este unul dintre răspunsurile, tururile gastronomice sunt unul dintre răspunsuri, să mergem la țară, să consumăm de acolo, să încurajăm aceste tendințe de conectare la mediul rural cu specificul lui. Bun, noi vorbim de tradiții, de știm să mâncăm, știm să gătim bine, evident, da? Știți care e alimentul sau, mă rog, felul cel mai consumat în meniul restaurantelor românești, cu șefi de 3-5 stele Michelin, cum o fi, o să spuneți că... dacă spun că nu știu? Vă spun eu. Ceafa prăjită cu cartofi, da? E, din nefericire, majoritar în ce se consumă în restaurantele românești. E aberant. Când noi avem o pleiadă de produse cu gusturi, care mai de care, da? De exemplu, puține restaurante promovează, poate doar în mic, așa, produsele tradiționale din carne de porc, da? Sângeretele, toba, sunt puțini care puțin, oferă puțin, da. Așa ceva. Sunt niște oameni revoluționari, cunosc și oamenii ăștia. Eu pot să dau un exemplu apropo de, că am vorbit mai devreme de Delta Dunării. Știu că la Sulina este un punct gastronomic local care a fost recunoscut. În materie de puncte gastronomice locale se întâmplă că nu toate direcții sanitare veterinare județene sunt la fel de active în momentul când bați la ușă și spui vreau să fac un PGL. Sunt județe în care sunt mai deschiși pentru că libertatea este la ei de a te ajuta. Dar la Sulina știu că este un punct gastronomic local. La Jurilovca mi se pare că s-a deschis. S-a mai urmărit în țară. Deci sunt județe în care autoritatea sanitară veterinară locală care are responsabilitatea s-a dus, a verificat și încurajează chestia asta. Rămăsesem la ce? La mușchiuleț? Vorbeam preparatele din porc oferite de puțin, da? De specificitatea românească care nu se regăsește în viața noastră. PGL-ul este pe partea asta de specificitate. Poate să vină alții și să zică, domne, și ce ne tot bateți la cap cu specificul ăsta? Pe atunci suntem într-o profundă stare de ipocrizie și trebuie să o recunoaștem. Să nu ne mai batem cu cărămida în piept că ne-am pierdut specificul național în materie de mâncare, dar în realitate noi servim același fel de Kaiser peste tot. O să vedeți că dacă ne uităm la programele de știri, când este Paștele, Crăciunul și încă vreo 2-3 chestii de-astea cu importante și vedem imagini de la se duc turiștii pe nu știu unde, o să vedem că ori în Maramureș, ori în Bucovina, dom'le, pe masă sunt aceleași lucruri. Și la un moment dat încep să te întreb, dom'le, dar
Eu, care ai chioslăc, adică... Care e tradiția locală? Lipturi, da, care e tradiția locală? Am înțeles. Adică s-a creat ceva, un mental de ăsta atât de... ne-am uniformizat prea... Ne-am uniformizat dintr-o competiție prost înțeleasă. Dacă mă duc în Maramureș să mănânc ce mănânc și în Bucovina, greșit. Trebuie să mănânc ceva care se poate mânca numai acolo, care are legătură cu pajiștea de acolo, înălțimea la care sunt păscute animalele, rase de animale care sunt pe acolo. Dar poate nu facem acest lucru, să cerem specific local, cum spuneți dumneavoastră, din comoditate. Ne-am învățat cu ceva, știm ce gust are. Da. De aceea găsești același Kaiser în toată România, indiferent că e vacanța, mini-vacanța de 1 mai sau e Crăciunul, cum spuneați dumneavoastră. Da. Și cum facem să scăpăm de aceste lucruri? Vă lăs ultimele minute dumneavoastră. Da, mi-am adus aminte de ideea pe care nu reușisem să o termin, că o luasem un pic razna. Eu cunosc un restaurant care are tot lanțul alimentar integrat. Este peștele din Marea Neagră, resursa din Marea Neagră, din Delta Dunării, prelucrată. Însă și localul este practic construit cultural exact pe această ofertă. Este un lanț alimentar integrat de românesc. Restaurantul lui Ivan Pațaichin, nu? Restaurantul Ivan Pescar și Scumpia Bar. Da, deci da. Nu e vorba de o chestie comercială. Un... Trebuie văzut că este, de fapt, singurul restaurant pe care știu din România care integrează lanțul alimentar. Bun. Acum, sincer, pe Ivan Pațaichin l-a ajutat notorietatea. Da? Lumea a venit pentru că îl știa pe Ivan Pațaichin. Dar pe un... Bine, mai sunt și alți acționari. Am înțeles, da. Aici a fost numele, a fost de ajutor. Prestigiul dânsului, da. Exact. Dar în cazuri de acestea mărunte, da, oameni pe care îi cheamă Nicolae, Gheorghe, Dumitru, ei cum devin branduri în acest? Nu știu, e vorba de o revoluție. Sunt bistrouri în țară care fac chestia asta și luptă contra curentului de peste 15 ani, cum este la Brașov. Și n-au falimentat încă? Nu, Oana Coantă, și care se luptă zi de zi cu meniul și cu obiceiurile consumeriste. Da, avea mâncarea în 5 minute și ea folosește resurse locale. Sunt și alții care înțeleg fac chestia asta. Înțeleg că la ei se taie găina când ai comandat-o, nu? Sau durează mai mult. Are niște metode. Deci trebuie să avem încredere în acești oameni, să mergem la bistrou, să căutăm producătorul local, cât mai mulți dintre noi să ne gândim la sezonalitate, să încercăm să combinăm comoditatea, care este bună până la urmă, faptul că la orice oră am acces la un aliment anume, să combinăm și cu partea de a găti, de a păstra o tradiție, de nu știu. Adică mi se pare că dintr-o rutină alimentară, da, asta spuneți. Mie mi se pare că nu poți să trăiești numai cu sandvișuri. Eu am avut la un moment dat experiența asta de a fi împreună cu niște tineri în 2014 și mi s-a părut foarte interesant partea de mâncare pe care am studiat-o și în jur când mă duceam la masă la ora prânzului și ce mâncau ei. Mie mi se pare îngrozitor să mănânc din caserolele alea din polistiren expandat. Mă scuzați. La New York, oricum vor fi interzise. Din la New York le-au interzis pentru că sunt nereciclabile, dar este ca și cum aș fi într-un staul de animale care primește de mâncare, știți cum primește fânul ăla acolo și nu se uită, mănâncă, stă de vorbă jumătate de oră. Dom'le, mai adus și mâncare gătită de acasă. Adică... Bun. Haideți, ultimul minut, domnule Tiberiu Cazaciuc. În Italia vorbeau acum 2 ani că au vrut să introducă un deputat italian un curs despre vinuri la școală ca să învețe pe copii ce înseamnă vinul italian ca să-l prețuiască. Și la noi? La noi nimică! La noi e numai propagandă, puține angajamente, dar sper că într-adevăr anul viitor să se întâmple ceva și să avem politicieni care să înceapă să pună cap la cap și partea de cultură și partea de agricultură, și mâncare, și calitate, și sănătate, și partea de a păstra identitatea românilor în mâncare locală. Mă rog, să vedem ce o să fie la anul. Tiberiu Cazaciuc, editor, observator gastronomic, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Probabil am abordat cam 5% din cât aveați de spus, dar mai discutăm spre toamnă încolo, da? Când vă propun să facem, eu știu, dacă am benzină, plecăm într-un traseu de ăsta gastronomic, să căutăm punctele locale, da, și vorbim la fața locului. Mulțumesc foarte mult, Tiberiu Cazaciuc, observator gastronomic. Aceasta a fost 2020, o nouă perspectivă. Pe curând!